Toate școlile și grădinițele din România trebuie să aibă obligatoriu camere de luat vederi, prevede un nou proiect depus de către parlamentarii PSD, care ar urma să modifice legea educației. Proiectul nu prevede acordul părinților, în schimb aceștia vor avea acces la datele de logare pentru a putea să acceseze camerele de securitate. În contextul episoadelor tot mai dese de violențe din grădinițe și școli, un proiect de lege depus în Parlament de către parlamentarii PSD modifică legea educației și instituie obligația de a instala camere de luat vederi în toate instituțiile ante-preșcolare și preșcolare din România. Sistemele de monitorizare vor fi instalate obligatoriu în toate grădinițele, creșele și școlile din România, iar pentru asta nu va fi nevoie de acordul părinților. În schimb, instituțiile au obligația de a pune la dispoziția acestora datele de logare pentru a putea să acceseze camerele de securitate. Instituțiile trebuie să monteze camerele de luat vederi în sălile de clasă, pe holuri, în exteriorul clădirii, dar și în sălile de festivități.